Prioritatea numărul unu pentru noi este pregătirea fizică. Sunt jucători care activează în campionatul românesc și vin după o perioadă de 4 săptămâni de pauză, deci prioritatea numărul unu rămâne pregătirea fizică și adaptarea la efort pentru ca ei să fie într-o formă cât mai bună în cele două săptămâni pentru ceea ce urmează, pentru RECU din 2023, adică campionatul european. Și meciul în sine îl vom trata ca atare, tot pe aceleași priorități, plus partea de rugby, bineînțeles. Am văzut și o convocare, să zicem, surpriză din Ghirimescu. Sunt jucători noi. Asta este și datoria noastră acum în acest cantonament să îi vedem la muncă, pentru că urmează selecția pentru campionatul european și atunci să știm pe ce jucători ne bazăm. Vrem să avem o arie cât mai largă de selecție și eu sper să apară nume noi care să facă față cerințelor noastre. Ce obiectiv pentru campionatul european vă propuneți? Haideți să mergem ușor, să așteptăm meciul cu Italia, să facem selecția și după aceea discutăm și despre obiective. Spuneți-ne mai multe despre Ghirimescu, cum îl vedeți, cum este, poate ajuta naționala? Este doar de două zile cu noi, a făcut vizita medicală ca să fim siguri că el este sănătos. Știam de calitățile lui pentru că se încadrează pe criteriile noastre de selecție și este exact profilul de jucător după care ne uităm. Eu sper să ne surprindă plăcut. Rugby Europe se desfășoară după un nou format. Cum vi se pare nou sistem? Vom vedea cum ni se pare. Cert este că știm regulile, trebuie să ne adaptăm și concentrarea maximă va veni pe primele trei meciuri ca să vedem ce urmează după aceea, semifinala și finala, dar focusul nostru va fi pe primele trei partide, în ordine Polonia acasă, după aceea Belgia în deplasare și Portugalia în deplasare. Dar asta vreau să vă întâlniți Polonia și Belgia, două echipe care sunt nou intrate în rugby. Cunoaștem Belgia este o echipă dificilă. Polonia este clar o echipă nouă, va fi primul meci a nostru acasă cu un nou staff și vrem să debutăm cu dreptul și după aceea ne vom concentra pe meciul cu Belgia, care va fi în deplasare, și Portugalia, deci vom avea două deplasări. Mulțumesc.